Biroul de informare recrutare din cadrul Centrului Militar Județean selectează tinerii și elevii din județul nostru care vor să urmeze una dintre unitățile de învățământ ale Ministerului Apărării Naționale în acest an. Sunt așteptați deopotrivă fetele și băieții din județul nostru. Vorbim despre academiile militare, unde sunt aproximativ 900 de locuri disponibile. Vorbim de școlile de maiștri și subofițeri, unde avem 399 de locuri pentru subofițeri, respectiv 789 de locuri pentru maiștri militari și nu în ultimul rând 600 de locuri la colegiile militare naționale, câte 120 de locuri pentru fiecare colegiu național militar. Termenul limită de întocmire a dosarelor de candidați este 1 martie 2019, așa că cei care sunt interesați să îmbrace uniforma militară trebuie să se grăbească. Mai avem o ofertă educațională în ceea ce privește filiera indirectă, adică avem un disponibil de 7 locuri pentru ofițeri, specialitatea sau arma căile ferate, iar pentru subofițeri de artilerie antiaeriană avem un disponibil de 30 de locuri. Termenul limită de întocmire a dosarelor de candidați pentru ofițeri la arma căi ferate este 3 aprilie, iar pentru subofițeri, arma artilerie și antiaeriene, 2 februarie.